Salutare prieteni, modul de să vă arăt cum se încarcă și cum se folosește la antena M2R pentru cei ce n-au răbdare să se uite la tot clipul detaliat. Deci avem butonul din spate, este și buton și se și încarcă pe aici, adică încărcătorul care e inclus se lipește, mufa asta se bagă în orice încărcător USB care nu este inclus, încărcătorul al telefon să fie minim de 2 amperi pentru că încarcă rapid, mai mare nu contează, e foarte bine, mai mic va încărca mai greu. Da? Același buton, conectivitate 100%, se poate monta și prelungitorul. Da? Și pe bicicletă îl puteți folosi, luați un dăsta, o prindeți acolo ca să nu stați cu mâna pe ea și prindeți ăsta unde o la ghidonul ăsta să și scoate de pe suportul ăsta să fie mai mic. În principal el e făcut pentru armă, dar se pot folosi în mai multe aplicații. Există și unul cu un fir mai lung, spiralat, în fine. Deci conectivitate 100% magnetică și încărcare. Are un LED pe încărcător, aici în spate are un LED roșu cât încarcă, se face verde când e gata. Nu uitați să scoateți, să deșurubați capacul, să scoateți folia, e o protecție galbenă, eu am scos-o deja, altfel nu va funcționa. Lanterna, aici avem un LED de avertizare în mijlocul butonului, verde, portocaliu și roșu, normal, roșu e descărcat, verde e full, portocaliu e la mijloc. Lanterna pornește ușor de aici, apăsăm pe buton, o pornește pe maxim, dacă apăsăm până în capăt, se aude clicul. Dacă apăsăm mai puțin, la jumătate de tură, lanterna pornește pe un mod mai mic, pe modul mediu, parcă nu mai țin minte exact, da? Maxim, maxim. Da? Deci avem în înălțime două trepte, mic și mare. La mare face click, ca să vă dați seama. Da? Apăsat simplu, click, click. Da? Dacă ținem lung apăsat și luăm mâna sau chiar și așa, vedeți, ea se, e momentary on, se va stinge, deci trebuie să apăsați click-uri scurte ca să-i dați drum. O să vă obișnuiți, e simplu de utilizat. În mod tactic se schimbă, se ține apăsat până în fund ăsta și se apasă pe buton. Acum este modul tactic, acum ăsta e momentary on, apăs jumate, lanterna pleacă pe maxim. Dar se stinge indiferent cât de scurt apăsați, e doar mod momentary on. Dacă apăs de tot, intră în stroboscop direct. Funcții folosite strict în operațiuni tactice de pază, de poliție, în fine. O ducem înapoi în modul normal, apăsând pe ea și ținând apăsat și apăsând pe asta. Deci ăsta, ăsta. Bun, acum funcționează normal. Puteți să folosiți lanterna, să o utilizați și după butonul ăsta, dacă vreți să o țineți așa. O apăsare scurtă ea pleacă pe ultimul mod pe care a fost lăsată, ținem lung, balează între cele două moduri principale, 3, 1, 4 moduri principale, are foarte multe moduri, e foarte configurabilă. Da? Mai avem în afară de alea 4 mai avem dublu click maxim pe turbo, iar cel mai mic mod, Moonlight, se ține cu ea oprită, se ține lung apăsat pe ăsta și pleacă pe Moonlight. Cam ăsta e modul de... și la triplu click stroboscop de pe ăsta. Pa, pa, pa. Cam ăsta e modul de utilizare și încărcare al lanternei. Deci cam ăsta este modul de utilizare. Urmăriți și filmările de noapte și review-urile detaliate dacă vreți mai multe detalii despre lanternă. Vă mulțumesc și vă urez o zi frumoasă în continuare.